Salut! Suntem în data de 3 octombrie, a venit și toamna, au început să cadă frunzele și via s-a copt. Așa că plecăm de la apartament către casă să culegem via. Așa că, dacă vă plac experiențele mele, rămâneți în continuare alături de mine. Mergem să culegem vița de vie. Avem 3 struguri frumoși, haide să-i cântărim, să vedem ce greutate au. ...336 de grame. ...300 de grame. ...150 de grame. Sunt struguri frumoși și sănătoși, din care cu siguranță va ieși un must bun și un vin de asemenea foarte bun. Ne întoarcem la cules. Prima găleată cu struguri a fost culeasă și acum îi voi desciorchina. Extrag boabele de pe ciorchine. Înainte de a le da prin storcător. Prin zdrobitor. Îndepărtez ciorchinii verzi pentru că aceștia conțin substanțe acre și amare. Am făcut în alți ani cu păstrând ciorchinii și rezultatul a fost bunicel, dar e mai bine să-i scoți definitiv. Doar boabele păstrate ocupă și un volum mult mai mic în vasul în care vor fi lăsate la fermentat.
dar este mai mult de muncă. Durează până reușești să desfaci, să desciorchinezi toți strugurii, mai ales manual. Producția de struguri anul acesta este foarte bună. Strugurii sunt dulci, sunt numeroși și sunt încărcați cu zeamă. Cu siguranță va rezulta un must foarte bun, un must dulce și un vin bun. A plouat zilele trecute, așa că boabele de struguri sunt curate, nu necesită spălare suplimentară. În felul acesta se păstrează și drojdiile naturale care sunt prezente pe boaba de struguri. În plus, spălarea aduce un aport suplimentar de apă în must, ceea ce nu este de dorit. Astăzi este o zi frumoasă, călduroasă, cu o temperatură la ora 11 de aproximativ 20 de grade, soare strălucitor. Este un timp foarte bun pentru culesul strugurilor. Așa că am ceva de lucru.
prima serie de babe date prin zdrobitor, care acum le punem. Continuăm până terminăm la treabă. Următoarea tavă cu struguri. Butoiul nostru cu must, cu struguri, mai bine spus, cu boască de struguri, este gata. Sunt 60 de litri de boască, adică pulpă de strugure și zeamă. Aici vor rămâne la fermentat timp de 2 luni de zile. Le pun capacul, fără să-l strâng, și le las în magazie. Atât pentru astăzi. Am terminat ce mi-am propus. Am cules o parte din struguri, i-am pus în butoi, așa cum vedeți, iar acum vor rămâne în magazie. Până data viitoare, vă urez multă sănătate și aveți grijă de voi. Numai bine!